Dar tu nu te temi? Să mă tem? Să spui că, iată, lunar, aproape 13 mai... milioane de euro sunt furați de la noi cetățeni și deschis spui că de aceasta sunt responsabili sau cel puțin au interes în această domnul Șevciuc și Plahotniuc. Numai un prost nu se teme. Evident că trebuie să fim atenți, așa? Dar au încercat mai multe persoane să ne intimideze, mă rog, să creeze presiune și după care, după o perioadă, trimiteau SMS-uri că nu suntem prea răi și... Deci tu primești SMS-uri? Facem prea multă gălăgie. Tu primești SMS-uri de genul ăsta? Nu. Nu? Absolut deloc. Amenințat n-ai fost? Amenințat? Nu.